Da, ce am observat este că în conformitate cu planul inițial, Nicuș Ordan la ora asta ar fi urmat să fie la sediul Alianței Dreapta Unită, pentru că așa fusese făcut programul. Nu s-a grăbit, este câștigătorul alegerilor de astăzi în București, este viitorul primar al capitalei. Ce vedeți pe ecran este sediul Alianței Dreapta Unită. Colegii îmi spun că pare că acolo petrecerea s-a încheiat. Există cel puțin două sectoare în București unde Alianța Dreapta Unită are candidați care sunt umăr la umăr, balotaj perfect în exit poll, la sectorul 1 și la sectorul al doilea. Și ne spuneau reprezentanții Alianței Dreapta Unită mai devreme, urmează o noapte de mobilizare, numărătoarea voturilor. Vreau să mergem acum la colegii noștri, Cristian Citre și Elena Crângașu, la alături pe președintele PNL Nicolae Ciucă. Ascultăm! Bună seara! Da, suntem la sediul central al Partidului Național Liberal, alături de colega mea Elena Crângașu. Îl avem pe președintele PNL, domnul Nicolae Ciucă. Bună seara! Bună seara! Mulțumim foarte mult pentru prezență. Am vrea să știm acum cum vedeți dumneavoastră rezultatul, dacă este ceea ce și-a propus Partidul Național Liberal, pentru că spuneați că este un câștig, însă nu ați menționat nimic de Primăria Generală. Per ansamblu, cum este rezultatul? Este ceea ce și-a propus PNL? Sigur. Este un câștig, așa cum am spus și în intervenția mea, imediat de după anunțarea exit poll-urilor. În primul rând pentru români, pentru România, pentru că, într-adevăr, am avut o participare la vot care reprezintă cu adevărat apetitul pentru democrație al românilor. Scorul este unul cât se poate de bun pentru Partidul Național Liberal. Dacă ne aducem aminte că am avut sondaje care ne calibrau undeva la 14-16% cu ceva timp în urmă, după aceea au fost vehiculate tot felul de procente. Ceea ce vă pot spune în momentul de față este că Partidul Național Liberal a obținut un scor foarte bun și asta se datorează administrațiilor liberale din teritoriu, pentru că au convins prin modul în care și-au desfășurat activitatea că, într-adevăr, au construit și dezvoltat comunitățile. Se datorează activului de partid și le mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care au desfășurat-o în această campanie, dar în mod deosebit le mulțumesc românilor care au venit astăzi la vot și au crezut și cred în Partidul Național Liberal ca fiind cea mai importantă și cea mai mare forță de dreapta din politica românească. Când spuneți un scor foarte bun, cu ce comparați? Pentru că dacă ne uităm la localele din 2020, scorul pe primărie a fost de 34%, pe Consiliul Județene peste 30%, la europarlamentarele din 2019 peste ce veți trimite acum în Parlamentul European pe baza datelor pe care le avem în acest moment. Să nu uităm că de atunci până acum s-au întâmplat foarte multe lucruri. Partidul Național Liberal se află la guvernare de 5 ani de zile. Este cea mai lungă perioadă de guvernare pentru un partid politic din România. De regulă, guvernarea erodează. Am luat decizii și ne-am asumat responsabilitatea să trecem România prin mai multe crize. Și cu toate acestea am asigurat stabilitate și siguranță cetățenilor români în actualul context. Ca atare, nu putem să comparăm ce se întâmplă în 2024 cu ceea ce s-a întâmplat în 2020. Situația este total diferită din foarte multe puncte de vedere, îndeosebi securitar, economic și chiar politic. Important este că românii astăzi au avut încredere în valorile europene, au votat și au votat majoritar lista Alianței peste 54%, ceea ce înseamnă un nu hotărât extremismului. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în celelalte țări europene, sunt cel puțin 8 țări până în momentul de față unde extrema dreaptă a câștigat foarte, foarte mult teren, ceea ce este destul de îngrijorător. Ca atare, iată că românii
echilibrați, așezați, au înțeles foarte bine. Mesajele noastre au fost mesaje la fel de așezate și de echilibrate, responsabile, pentru că nu ne dorim nimic altceva decât să trecem România cu bine prin tot acest context deosebit de complicat. Referitor la Primăria Capitalei, coaliția a pornit cumva cu stângul, iar Sebastian Burduja a intrat în cursă destul de târziu. Aș vrea să vă întreb cum, de, ce ați făcut este adevărat. S-a pornit greșit în momentul în care am avut o opțiune pentru candidat comun, nu a funcționat și fiecare dintre partide și-a asumat să intre cu propriul candidat în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Înțelegem foarte bine aceasta este opțiunea cetățenilor din București și personal și noi trebuie să o respectăm pentru că acesta este rezultatul votului. Aici este un stop și de la capăt. Partidul Național Liberal nici la alegerile trecute nu a avut un candidat nominalizat, ca atare este un ecart de timp unde am pierdut imaginea de candidat propriu în București, asumat de Partidul Național Liberal. Am început acum, este clar că de aici înainte va trebui să stăm de vorbă mai mult cu bucureștenii, să avem un dialog deschis, să înțelegem care le sunt așteptările și să construim pe mai departe pentru valorile liberale la nivelul capitalei. Prin scorul obținut de Sebastian Burduja, cel puțin așa cum arată exit poll-ul, este cel mai slab scor istoric obținut de un candidat PNL la Primăria București. Trebuia alt candidat în opinia dumneavoastră? V-au sancționat bucureștenii? În primul rând, eu îi mulțumesc lui Sebastian Burduja și echipei sale pentru faptul că și-a asumat să intre în această competiție într-o perioadă la limită pentru a putea să mai construiască o campanie, să-și formeze un profil de candidat la Primăria Capitalei și în felul acesta, sigur, nu pot să spun că sunt mulțumit sau că suntem mulțumiți de acest scor, dar este un duș rece pe care ni-l asumăm, este normal în politică și acum haideți să discutăm și realitatea. Avem 54% la europarlamentare, suntem câștigători, 28% vot politic, avem județe și municipii reședințe de județ care urmează să vină după ce avem cifrele la încheierea voturilor. Nu putem să avem tot. De aceea am zis că este o lecție de democrație pe care ne-au dat-o românii astăzi, ieșind în număr atât de mare la vot și exprimându-și opțiunile pentru tot ceea ce înseamnă clasa politică, votul pe care ei îl acordă ca încredere pentru un partid sau altul sau pentru un candidat sau altul. O ultimă întrebare, domnule Ciucă. Mâine, 10 iunie, ați spus că vă veți pune la masa discuțiilor. Care sunt șansele ca după aceste discuții, după rezultatul de astăzi, PNL și PSD să iasă cu un candidat comun la prezidențiale? După ce avem toate datele, după ce facem analiza în detaliu, venim cu opțiunea despre care noi am vorbit de fiecare dată și anume Partidul Național Liberal să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale. Ca atare, am spus și un pic mai devreme, fiind intrat mai de curând în politică și toată lumea spune că sunt un politician atipic, un lucru l-am învățat foarte bine și anume că în politică niciodată să nu zici niciodată. Și atunci așteptăm să vedem rezultatele, analizăm și vom comunica așa cum am făcut de fiecare dată. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Legătura înapoi în studio. Nicolae Ciucă, președintele PNL, de ce sunt importanți liderii partidelor acum? Pentru că în lumina rezultatelor sondajelor exit poll așteptăm decizia. Vor avea PSD și PNL candidați la prezidențiale, fiecare în parte, fiecare partid în parte, sau va exista un candidat comun, pentru că au fost depășite ambele praguri, ambele condiții care fusese repuse inițial, peste 50% pentru Alianță, peste 25% pentru Nicolae Ciucă, pentru Partidul Național Liberal. Dar, pentru că n-am apucat să aflăm părerea tuturor invitaților noștri în legătură cu rezultatele sondajelor exit poll, rapid vă reamintim care este situația în capitală. Vă spunem și că în câteva minute vom avea și rezultatul sondajului exit poll pentru sfârșitul zilei de vot. Lili, care sunt cifrele și comentăm cu invitații noștri. Cifrele, votul pentru primarul
General Bucureștilor, 45% Nicușor Dan, 24% Gabriela Firea, 13% Cristian Popescu Piedone, Sebastian Burduja, 10%. Acestea sunt datele valabile pentru 2030. Imediat vom avea și cele valabile la ora 20. Pentru Consiliul General al Bucureștiului, Alianța Drepte Unite 30%, PSD 28%, PNL 12%, AUR 10%, PUSL 7%. Face pragul și își trimite partidului Piedone consilier general la Primăria Capitalei. Acestea sunt datele pe București. Avem o situație strânsă, foarte strânsă la cele două sectoare, sectorul 1 și sectorul 2. Egalitate între cei doi, mă rog, cei patru primii candidați. Primii doi candidați pentru sectorul 1 au 41%, primii doi candidați pentru sectorul 2 au 43%. Tur de studio. Domnule profesor Stanomir, primele reacții, primul dumneavoastră comentariu după ce ați văzut până acum. Îmi spune în primul rând că două personalități și-au ieșit din rol în această seară. În primul rând Nicușor Dan, care a dovedit o fermitate politică pe care nu pot decât să o admir. În fine, ascult un discurs politic de la Nicușor Dan și cred că votanții lui se bucură să vadă nu doar un administrator, ci și un om politic cu o viziune și cu niște condiții clar stabilite. Iar în al doilea rând am văzut pe președintele Partidului Național Liberal, pe Nicolae Ciucă, în mod evident, pregătindu-se, a spune deloc timid, să intre în rolul de prezidențiabil. Și dacă vă uitați, apropo de ce s-a spus aici, dacă vă uitați pe harta numerelor, Partidul Social Democrat, deși este proclamat câștigător, la alegerile prezidențiale nu poate fi sigur de victorie. Pentru că dacă Nicolae Ciucă sau un liberal intră în al doilea tur într-o competiție directă cu oricine ar veni din partea PSD, riscul este ca, în condiții de polarizare, Partidul Social Democrat să piardă alegerile prezidențiale. Și aici cred că va urma o lungă reflecție asupra secvențelor politice a organizării. Așadar, a spune că pentru Partidul Social Democrat este un fruct otrăvit, într-adevăr scorul este semnificativ, dar este un scor care ascunde o anumită fragilitate din perspectiva alegerilor prezidențiale. Și aș încheia spunând că situația lui Nicușor Dan este de două remarcabile. În primul rând, a reușit să-și solidifice, să-și întărească poziția de primar general și, în al doilea rând, a demonstrat că el este adevăratul lider al USR Dreapta Unită în București și nu Cătălin Drulă. Faptul că, de fapt și de drept, scorul la Consiliul General pentru Dreapta Unită este scorul dat lui Nicușor Dan și se vede că domnul Cătălin Drulă este mult, politicește vorbind, mult sub Nicușor Dan, iar pentru cei de la USR, seara de astăzi ar merita să reprezinte începutul unui proces de reflecție în marginea scorului pe care l-a obținut și a faptului că la ora actuală AUR poate revendica poziția de opoziție, ceea ce ar fi trebuit să revendice Dreapta Unită. Claudiu, reflexie și decizie. Nicușor Dan, așa cum spunea și domnul profesor, pare că se pregătește să nu mai fie doar primar, ci un primar jucător. Un primar care va forma în jurul său majorități, care va determina votul din Consiliul General, așa cum dorește, care va putea hotărâ chiar și parte din cursa prezidențială. Parte din cursa prezidențială ar putea fi hotărâtă de Nicușor Dan. O știe lucrul ăsta. Chiar știe lucrul, e conștient. De asta și-a și permis să meargă atât de departe prin anunțurile pe care le-a făcut la câteva minute după vot. Referendum, puteri sporite pentru primăria generală în detrimentul primăriilor de sector, mai mulți bani pentru primăria generală luați de la primările de sector. Nicușor Dan e conștient de votul pe care l-a primit astăzi din partea bucureștenilor. Apoi, USR, PMP și Forța Dreptei sunt o construcție care nu par să funcționeze în fața electoratului din România. Asta, din păcate, e o concluzie pentru cele două formațiuni și ar trebui să-și regândească strategia rapid, altfel nu vor face decât să coboare în continuare. Nu există, în afară de cei doi candidați, Ciolacu și Ciucă, niște candidați reali la președinție,
iarăși, și asta începe să devină foarte clar. Scorul USR Alianței îl cam scot pe domnul Drulă din această cursă. Dar mai e un lucru, să știți că în timp ce noi ne uitam la Hopincă, Mihaiu, care are 0, nu știu cât la sută în plus, alegerile europarlamentare, cele pe care, cărora noi românii nu le-am dat prea multe șanse, riscă să ducă Europa într-un loc mai negru decât este. Vom ajunge și acolo, vom discuta și Macron despre asta. Macron dizolvă Parlamentul. În timp ce noi vorbim, asta nu. Vom vorbi despre asta. Rămânem puțin la alegerile din România. Cristian Diaconescu, despre alegerile pentru Parlamentul European, vedeam mai devreme scorul, 54% pentru PSD-PNL, AUR 14%, Alianța Dreapta Unită 11%, partidul Dianei Șoșoacă nu prinde Parlamentul din cifrele pe care le avem în acest moment. Diferența uriașă dintre PSD-PNL și AUR, despre AUR se vorbea despre posibilitatea să obțină 20%, este un exit poll, este la 14%, cum vi se pare? Da, este interesant, dar va trebui să evaluăm în perioada următoare, pentru că, într-adevăr, în timp ce noi discutăm, sunt cutremure în Europa. Sigur, vom aborda subiectul. În legătură cu acest aspect, nu știu cât înseamnă mesaje european și cât înseamnă mobilizare în obținerea unui astfel de vot. Pentru că trebuie să intru în detalii legat de platformele și ceea ce, din punct de vedere al familiilor europene, 54% înseamnă, 14% unde are relevanță sau 11% cum se împarte între PPE, Renew sau alte grupări din care fac parte cele trei formațiuni. Ori, din acest punct de vedere, deocamdată, imaginea este interesantă pentru că partea pro-europeană va fi servită și din perspectivă românească, adică cea mai mare parte a celor pe care le vom trimite în Parlamentul European se asociază familiilor în regulă. Tradițional. Cu alte cuvinte, România va pune umărul la o majoritate care să se opună extremiștilor, care par să câștige teren grozav în urma alegerilor. Ceea ce iată că nu s-a întâmplat în România, cu toate estimările chiar ale partenerilor noștri, ce s-a întâmplat în Franța, în Germania, în Slovacia, în Polonia, nu se întâmplă în România. Într-adevăr, Valeriu Turcan, AUR este opoziția, dar este o opoziție slabă, 14% doar la această este o poziție slabă europarlamentară. Și trebuie să-și facă o analiză foarte serioasă. Pe de altă parte, cei de la AUR. Și AUR și USR. Și USR. Dar în ceea ce privește AUR, AUR este din nou confirmat electoral. Să nu uităm, este un partid care a intrat în Parlament în 2020. Este o consolidare, chiar și firavă, dar este o consolidare. Pe de altă parte, simpla atingere a plafonului de 50% reprezintă ceva excepțional pentru alianța PSD-PNL, un scor remarcabil, din punctul meu de vedere, neașteptat. Eu cred că acel 54% se va mai topi puțin, dar oricum, 50% reprezintă un scor excepțional. Cât despre Nicu Șordan, eu nu cred în teoria că va candida la prezidențiale. Cred că tot ce a făcut în această seară n-a fost altceva decât un soi de prepoziționare de negociere pentru Consiliul General al Capitalei și o anumită înțelegere legată de alegerile prezidențiale. Exclud în acest moment ca Nicu Șordan, tocmai ce a fost revalidat, să ia pe calea prezidențialelor. Nu cred că susține nimeni o asemenea idee că și-ar părăsi postul. Nu, dar vreau să înțelegem foarte clar. Eu cred că este prepoziționare pentru negociere, dar mai merită un lucru semnalat. Repet, sunt estimări de exit poll. Este un scor extrem de slab și neașteptat de asemenea pentru USR, PMP și Forța Dreptei. Și merită puțin reevaluată strategia de a-l avea în pragul campaniei, două săptămâni din începutul campaniei de europarlamentare, pe domnul Drulă, drept cap de afiș în campania națională a USR-ului. A fost o campanie de consolidare a notorității domnului Drulă și nu o campanie a USR-ului. Vreau să mai spun o chestiune. Sunt alegeri, un soi de pregătire pentru alegerile parlamentare. Acest vot politic pentru europarlamentare, ca și votul pentru consiliile județene, nu înseamnă altceva decât o pregătire pentru prezidențiale și pentru parlamentare.
dincolo de ce se întâmplă la Paris, în Germania și așa mai departe. Sunt două partide care pot să pregătească candidații pentru alegerile prezidențiale, PSD și PNL. De acum înainte, desigur, negocieri, interpretări și așa mai departe. Mai merită accentuat un lucru. N-a fost un vot covârșitor pentru Nicușor Dan, cât a fost un vot negativ pentru ceilalți candidați. Dacă stăm să ne uităm inclusiv la datele pe care cred că le putem extrage din exit poll, dacă există întrebări suplimentare sau dacă se vor face focus grupuri, e foarte greu astăzi să spui trei lucruri, dar în mod categoric în favoarea lui Nicușor Dan, ca făcute de acesta în ultimii 4 ani de zile. Veți vedea la capătul acestei nopți primari excepțional care s-au ales cu 60-65%, chiar din zona de centru-dreapta. Aceia sunt primari realmente apreciați, primari excepționali, validați din nou de comunitățile locale. A fost o campanie grea la București, dar să acceptăm că Nicușor Dan a fost ajutat în mod fundamental de faptul că toți ceilalți au fost fragmentați. Adică vreți să spuneți că nu a avut Nicușor Dan în această campanie un contracandidat redutabil? Și nu a existat o masă critică unită împotriva sa. Au fost strategii diverse și am văzut și falimentul epic, dacă putem să-i spunem așa, al candidaturii comune, tot la București. Ce a ajutat-o pe Gabriela Firea, fragmentarea de centru-dreapta când a devenit primar al capitalei, astăzi a lucrat în favoarea lui Nicușor Dan. Toți ceilalți au fost incapabili să se coalizeze și să aibă o strategie comună. Sabin Orcan, rapid le reamintesc telespectatorilor, votul politic la nivel național pentru consiliile județene. PSD 35% este scorul care îl făcea pe Marcel Ciolacu să anunțe că PSD a câștigat, care are cele mai multe consilii și cei mai mulți primari. PNL 28%, AUR 12%, Dreapta Unită 12%, egal cu AUR, UDMR 5%. Vă rog, Sabin Orcan. Despre asta sau despre... Despre prima orice... dumneavoastră reacție în urma rezultatelor din seara asta. Prima mea reacție, nu știu dacă își pregătește o candidatură la președinție Nicușor Dan, pentru că mie mi s-a părut că a răspuns totuși destul de sibilinic, așa, nu a explicat foarte clar. Are profil de prezidențiabil mai bun decât domnul Drulă, după părerea mea, însă victoria lui la capitală este pe persoană fizică. Nicușor Dan nu a câștigat doar voturile partidelor, pentru că vorbim și de reper pe care nu-l aveți în graficul pe care l-ați prezentat pe ecran și care la capital a făcut 6%. Chiar și așa, 36% partidele care l-au susținut pe domnul Nicușor Dan și domnul Nicușor Dan a obținut cu 9% în plus. Asta înseamnă că are profil de prezidențiabil, pentru că în România nu câștigă alegerile prezidențiale decât cineva care poate să-și deplășească scorul propriului partid sau propriei alianțe. Nu poți câștiga alegerile doar cu scorul partidelor tale sau nu s-a întâmplat până acum. A doua observație, mie mi se pare că oricum ar întoarce-o domnul Drulă, domnul Barna, domnul Ghinea, înțeleg cine mai sunt geniile ideologii de la Alianța Dreapta Unită și de la USR, ăsta este un eșec. Aceasta dovedește că această construcție politică trăiește bine mersi în bula ei de Facebook, cum trăiește și domnul Simion cu AUR în bula lui de TikTok, dar în România reală, da? În România rurală, cea care votează și la consilii județene și peste tot în țara asta, repet, în afară de București, și probabil că vom avea insule în România care vor fi câștigate sau recâștigate de USR Plus, de Alianța Dreapta Unită. Dar în rest, acest partid nu a crescut, ci a scăzut. Putem să ne raportăm la ce vreți, la europarlamentarele de acum 5 ani, la parlamentarele de acum 4 ani. Acest partid nu a crescut, a scăzut, mai mult fiind o alianță de 3 partide. Deci mă gândesc că da, ar trebui să facă o analiză. Vestea bună din punctul meu de vedere, l-am văzut pe domnul Piedone, înțeleg că avea o cujmă de getodac, nu votează decât români în capitală, nu știu dacă votează și getodaci. Dom'le, vestea bună e că domnul Piedone e șomer și probabil că o să-i facă o ofertă de angajare fiul domniei sale, care are șanse să devină primar, nu? Că aici e o dinastie, își lasă primăria
moștenire copilului. Vestea bună este că partidele extremiste, pentru că la fel nu aveți, aveți și alții, dar aici, în afară de AUR, mai e un partid extremist, SOS, care nu trece pragul, nu intră în Parlamentul European, și spunea cineva mai devreme, vestea bună e că românii au votat fundamental pentru Parlamentul European formațiuni pro-europene. Deci dacă aduni AUR și cu doamna Șoșoacă, care cred că face 3 cu partidul domniei sale, dau vreo 15%. Uh-huh. Dom'le, 15% e un vot, e un scor mult mai mic decât a scos la un moment dat Vadim Tudor. Deci hai să ne înțelegem. Nu e un scor extraordinar de periculos pentru democrația românească. Asta arată, repet, ce spuneam înainte de a vedea rezultatele, că trebuie să avem încredere din când în când în înțelepciunea poporului român și să-i respectăm votul așa cum este. Cum vor pleca pe liste, spunea domnul Diaconescu, păi de la PNL și PSD e clar. Dacă scot număr par, vor pleca, nu, în mod egal. Inclusiv pentru că cu doamna Fira, vă reamintesc că e candidat la europarlamentare. Da, și-au pus sistemul de listă fermoar, prin urmare e unul de la PSD, unul de la PNL și vor pleca cam în proporții aproape egale. Depinde, repet, dacă scot un număr par sau impar de europarlamentari, vor pleca în proporții egale spre Partidul nu Socialist și spre Partidul Popular. Nu văd așa schimbări spectaculoase față de ce era înainte de campanie, cu excepția acestei victorii pe care institutele de sondare nu o anticipau chiar așa de clară al Nicușor Dan, lucru care trebuie apreciat. Acest om a câștigat aceste alegeri pe persoană fizică, după părerea mea, oricât l-ar fi ajutat organizațiile de partid. Și sigur, mâine va ploua și cu prezidențiabil, pentru că sunt convins că după rezultate vom avea și de la PNL și de la PSD pretenții la prezidențiale. Nu știu dacă ne va fi clar până la urmă ce se va întâmpla în această vară, fiindcă să nu uităm, românii, nu că e deja caniculă, românii pleacă, sigur, în vacanță și au făcut planuri. S-a văzut asta și astăzi în București. Și mai e puțin până începe deja campania pentru prezidențiale. Și totuși pentru Parlamentul European avem o veste bună, pentru că datorită diasporei am trecut de 50% prezență la sfârșitul zilei. Pentru Parlamentul European prezența a fost peste 50%. Marian Preda, vrem și părerea dumneavoastră în legătură cu ce am văzut în seara asta. Am văzut un nou Nicușor Dan, foarte încărcat, foarte ambalat, are planuri mari și pare să aibă un alt discurs politic, probabil datorită votului de încredere pe care bucureștenii l-au dat. Vorbim despre prezidențiabili, vorbim despre o coaliție care merge mai departe, probabil ca și până acum, sau poate chiar mai încărcată de atât, cu 54% pentru Parlamentul European. Și vorbim imediat și despre ce se întâmplă în Parlamentul European, despre șocul pe care îl impune Macron, președintele francez, în seara asta, pentru că a dizolvat Parlamentul, partidul lui a pierdut masiv în fața extremei drepte, și francezii, după ce au mers astăzi la urne ca noi toți europenii, vor merge și pe 30 iunie din nou la primul tur pentru Parlamentul, pentru una dintre camerele Parlamentului de la Paris. Dar, Marian Preda, comentariul dumneavoastră și apoi vorbim puțin despre cutremur și despre cum arată distribuția asta, că văd că PPE este în continuare cel mai bine reprezentat, Socialdemocrația 135 de locuri. Comentăm imediat. Vă rog, Marian Preda. Primul lucru, Nicușor Dan merită să aibă prim planul, dar este singurul primar, viitor primar, care a vorbit în seara asta. Eu vă garantez că în România sunt mulți alții care vorbesc la fel, răspicat, cu voturi în spate. Doi, un lucru foarte important, și ei vor conta și în partide, vor conta foarte mult și în alegerile prezidențiale. Doi, o concluzie importantă. Există doar două partide care pot emite pretenții la prezidențiale. PSD și PNL. Este evident că AUR nu va intra în turul 2 cu scorul pe care l-a avut cu aproape oricine ar veni. De asemenea, este evident că USR Plus nu are forță, pentru că i-ar trebui cineva ca Nicușor Dan și eu cred că nu va candida acum la prezidențiale, probabil niciodată. Trei, nu vedem acum, dar sunt semnale slabe și Nicușor Dan e un semnal puternic, dar sunt și altele slabe. Nicu Ștefănuță, aștept să văd câte voturi a luat. Știu că au fost votat de tine pentru Parlamentul European, chiar dacă și el pleca din USR Plus. E important faptul că oamenii merg spre independenți, dacă nu pot altundeva. Deci, eu văd la prezidențiale o competiție între candidatul PNL, celălalt PSD și probabil Mircea Joan.
Dacă mai apare vreun independent minune, să vedem, dar Mircea Joană candidează deja în, așa, în, în umbră, în, peste tot prin țară, deci cred că va fi o, o luptă în trei și rămâne de văzut cine va intra în turul 2. Dar Nicușor Dan, un arbitru al prezidențialelor, mă gândeam la ipoteza în care Nicușor Dan convocă referendumul pentru București în septembrie când sunt prezidențiale. Și? Cum și? Și Bucureștiul reprezintă la numărul de voturi, e foarte important. Sunt mândru că locuiesc în București, iubesc Bucureștiul. Dar Bucureștiul reprezintă din toată populația de votanți mai puțin de 10% și prin participarea la vot și mai puțin. Nicușor Dan e important, l-am și văzut într-o poză cu președintele PNL Ciucă cu vreo câteva zile înainte la meciul de fotbal și probabil și asta a contat un pic. Probabil s-au dus niște voturi de la domnul Burduja la domnul Nicușor Dan pentru că oamenii înțelepți votează util. Dar și va conta Nicușor Dan. Eu nu îl văd mergând să susțină un candidat PSD, deci singura soluție dacă nu susține candidatul PNL este să-l susțină pe Mircea Joară. Dar eu am văzut deja o poză înainte de alegerile lui, probabil va mai face una cu domnul Ciucă înainte de alegerile prezidențiale. O poză și în seara asta, înainte revedem cifrele valabile pentru ora 20 și 30 de minute. Sondaj Exit Poll, cursa Avangard la comanda PSD-PNL pentru primăria Capitalei, câștigător Nicușor Dan cu 45%, pe locul 2 Gabriela Firea 24%, spune că lucrurile sigur nu rămân așa, Cristian Popescu Piedone 13%, Sebastian Burduja 10%, l-am văzut mai devreme pe Sebastian Burduja aproape în lacrimi, foarte emoționat de efortul pe care probabil l-a făcut în această campanie și rezultatul pe care l-a obținut în această seară. O fotografie care spune multe, unii ar spune că spune totul despre cum s-au încheiat lucrurile în campania electorală pentru primăria Capitalei. O fotografie o aveți acum pe ecran, realizată de Octav Ganea, exact la momentul în care se anunțau rezultatele sondajelor Exit Poll. Cred că n-ai ce să explice. Exact, o bucurie copilărească până la urmă. Aici și mai e de remarcat un lucru, Cosmin. Nicușor Dan nu a vrut să se înconjoare de notabilități, de oameni cu notorietate, fie că e vorba de politicieni, fie, mă rog, se înțelege de ce nu s-a afișat cu politicieni, însă nici cu altcineva. Părea să fie să le mulțumească membrilor echipei sale și atât. E clar o detașare a lui de toată, absolut toată zona politică. Și aici o bucurie pe care bănuiesc că oricare dintre noi ar fi trăit-o dacă ar fi avut un asemenea succes, oricum o ipostază în care nu te-ai aștepta să-l vezi pe Nicușor Dan. Un asemenea rezultat, domnule profesor Stanomir, 45% față de următorul clasat cu 24%. Eu aș spune și aș întări ceea ce au spus și colegii din platou. Uitați-vă la al doilea clasat, la a doua clasată și veți înțelege de ce Nicușor Dan are acest scor. O parte semnificativă a celor care s-au dus să voteze astăzi s-au dus cu gândul la anii de administrație a doamnei Firea, care au fost un spectacol neîncetat de prost gust și de deșanțare financiară. Într-adevăr, poate că Nicușor Dan nu este primarul care să se compare cu edilii din Oradea sau Cluj. Dar să ne gândim la halul în care acest oraș a fost lăsat de Gabriela Firea. Și dacă vrem să înțelegem impopularitatea în ochii votanților Nicușor Dan, a domnului Popescu Piedone și a domnei Firea, avem o cheie de înțelegere a acestui scor. Pentru că, dacă v-ați uitat puțin la reacția domnei Firea, reacție ce contesta exit poll-ul, a ieșit la iveală, de fapt, dincolo de masca bine alcătuită de afabilitate, de calm, de umanitate, exact personalitatea politică pe care am văzut-o în momentul scandalelor, a zilelor groazei. Ca prin farmec, tot edificiul gândit atent de doamna Firea s-a dat la o parte și ne-am reîntâlnit cu doamna Firea de pe vremea când era primar, cu doamna Firea de pe când era ministru, cu doamna Firea de pe când, împreună cu acoliții ei din Ilfov, îi tiranizau pe bătrânii din acele instituții. Deci, indiscutabil, și aici mă asociez, Partidul Național Liberal are primari
în termen real mult mai bun decât Nicușor Dan. Emil Boc este primul nume care vine. Ilie Bolojan a fost un primar extraordinar. Deci două nume de primar formidabil. Și Iașul, cu toate lipsurile actualului primar, probabil câștigător Mihai Chirica, s-a mișcat foarte bine. Dar uitați-vă puțin la personajul pe care l-a scos din nou în bătălie Partidul Social Democrat. Și comparați puțin și modul de a fi al domnului Daniel Băluță și al doamnei Fira. Domnul Daniel Băluță, care este mult mai discret, deși se poate discuta că nu e mai puțin toxic decât doamna Fira, de vorba de discreție. Nicușor Dan a ajuns la Alianța Dreaptă Unită și face declarații alături de Cătălin Drulă. Sau Cătălin Drulă alături de Nicușor Dan, ne lămurim. Și ne vom face împreună când COVID. A fost vreun moment în care ați avut emoții că nu s-a ajunge la acest scor? Așa s-a nimerit domnule Nicușor Dan, domnul Cătălin Drulă era la noi în direct. Și critici aici domnii par să aștepte ceva. Aha, am aflat pe cine așteaptă. Le așteaptă pe Cătălin Drulă. Câștigarea Bucureștiului. E un moment de bucurie, mi-aduc aminte în 2012 când într-un taxi încercam să-l conving pe șoferul acelui taxi să voteze candidatul independent Nicușor Dan, eram un simplu cetățean. Iată că după victoria din 2020 consolidăm acest parcurs modern al Bucureștiului și din toate informațiile pe care le avem, chiar și din exit poll-ul dat mai devreme, Bucureștiul a fost câștigat de Alianța Dreapta Unită la vot politic. Se adaugă la aceste rezultate și alte victorii din țară. Avem niște prime informații, dar le vom comunica puțin mai târziu de la Timișoara. Dominic Friț se pare că a câștigat din nou și la fel Alianța Dreapta Unită Timișoara. Este un model, mulțumesc, este un model de dezvoltare, cel al lui Nicușor Dan în București, cel impus de Dominic Friț în Timișoara, cel pe care l-am avut și noi în guvernare, eu la Ministerul Transporturilor, neclintire în lupta cu interesele obscure, cu mafile, dezvoltare, construcție de echipe și modernizarea orașelor. Nicușor Dan, felicitări încă o dată, suntem alături de tine, ne uităm cu atenție la numărătoarea voturilor și te invit la cuvânt. Ești mai înalt, nu? Da, mă bucur să fiu azi cu voi. În primul rând, vă mulțumesc pentru toate aceste luni, pentru că ele au fost mai intense, pentru cei care ați apărat munca noastră în studioul de televiziune, pentru voluntarii care au mers pe teren și au vorbit cu oamenii, pentru voluntarii care au strâns semnături, pentru consilierii general cu care am colaborat foarte bine toți acești 3 ani și jumătate. În acești 3 ani și jumătate ne-am cunoscut mai bine. Știm direcția în care vrem să ducem orașul și sunt convins că o să lucrăm mai bine, mai repede și o să ajungem să dăm bucureștenilor acele lucruri pe care și le doresc. Și dincolo de asta, cred că și mai important să ducem în spațiul public acele valori de onestitate, de instituții care încearcă să lucreze pentru oameni. Deci avem un drum lung înainte și vă mulțumesc pentru drumul pe care l-am făcut deja.
Nicușor Dan, te rog să mai rămâi și să-mi dai permisiunea să le dau cuvântul și copreședinților din Alianță. Înainte de asta aș vrea să mulțumesc echipelor de la București pentru acest rezultat excepțional și liderilor acestor echipe, domnul Burgău, domnul Tănase și Vlad Voiculescu. Suntem cu toții foarte curioși. Sunt declarații la Alianța Dreapta Unită. Îl vedem pe Nicușor Dan. Până la urmă s-a întâlnit cu liderii. Suntem foarte curioși dacă în seara asta Sabin Orcan va exista o discuție cu cărțile pe masă, cum am văzut mai devreme că e foarte hotărât Nicușor Dan, dacă le va spune domnilor de la Alianța Dreapta Unită ce vrea de la ei. Nu e tipul care să facă asta, Nicușor Dan. Nu e tipul care să își impună punctul de vedere, să preia conducerea, că el e independent. Dar ce vreau să spun este că ăsta este un rezultat, încă o dată, pe persoană fizică a lui Nicușor Dan, care a reușit să bată, uitați-vă pe ecran, Gabriela Firea 24 plus Burduja 10, înseamnă 34. Deci chiar dacă ar fi avut candidat comun, tot a avut Nicușor Dan 9% în plus. Asta vă arată că este un om care a fost votat de oameni dincolo de simpatizanții partidelor care l-au susținut. Și de asemenea, nu, o răsturnare de situație completă față de sondajele date la începutul campaniei, cu domnul Piedone pe locul 2. Pe unde e domnul Piedone pe locul 3? La 13%, mult sub Nicușor Dan. Deci asta e o victorie a lui Nicușor Dan, pentru care trebuie felicitat. Nu cred că el va începe de mâine să dea ordine la Alianța Dreapta Unită, dar îi văd pe domnii Drulă, Ludovic Orban, Eugen Toma, cu tot respectul, nu par foarte fericiți, pentru că dacă ne uităm la altceva în afara României, că spunea domnul profesor Preda, nu că în capitală, datorită prezenței, votează câți 800-900 de mii de oameni, să zicem, și în România avem 9 milioane de voturi, da? E, în România e jale pentru această construcție politică care trebuia să fie principala formațiune de opoziție, da? Adică cu 12% cât are în țară la scorul politic și la europarlamentare, aproape că nu există decât în București și în alte câteva orașe menționate adineauri de domnul Drulă. Adică Timișoara, probabil Brașov, nu știm dacă și acolo o fi o luptă strânsă, nu știu rezultatele, că nu s-au făcut exit poll-uri. Ce vreau să spun însă că în afară de aceste 3-4-5 centre urbane, Alianța Dreapta Unită nu există în România, n-are un vot politic care să-i permită să spună suntem pe locul 2 după Alianța PNL-PSD. Și asta arată că a fost o strategie greșită. Ceva e greșit din ce a făcut Alianța Dreapta Unită în anii ăștia sau în anul ăsta, în condițiile în care PNL-PSD erau la guvernare, era de înțeles, datorită diverselor măsuri economice, că vor avea o scădere și că se vor eroda. Valeriu Turcan. Chiar dacă vor fi în continuare un număr mai mare de partide în Parlament, doar două partide sunt partide naționale. Trebuie să acceptăm această realitate. În primul rând că au depus liste în toate localitățile, sau aproape în toate. AUR și USR sau Alianța Unită, Dreapta Unită, cred că au goluri de acoperire geografică majore. Toată discuția și la ei și în studio apropo de Dreapta Unită este legată de București, Timișoara, Brașov și poate Constanța. În rest este liniște, ceea ce totuși n-are cum să nu te ducă într-un punct de unde începi să-ți analizezi. Dacă te uiți la PSD și la PNL, au distribuție națională. Sunt partide mari, cu toate problemele lor, sunt singurele partide cu reprezentativitate națională și cu acoperire geografică integrală. Facebook-ul nu înseamnă acoperire geografică. Un like nu este echivalentul unui vot. Există foarte multe iluzii pe care oamenii și le fac în social media. Vai, am 5.000 de like-uri. Ok, ai stat foarte bine la like-uri. Dar iată că ești după AUR. 12% AUR, 12% Alianța Dreapta Unită, votul politic național la consiliile județene. Ce înseamnă 12% pentru AUR? E o întrebare. Așteptăm răspunsul după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Ediție specială la Digi24, dedicată rezultatului alegerilor locale și europarlamentare din România. Nicușor Dan, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, suntem în așteptarea cifrelor valabile pentru sfârșitul zilei de vot.
va fi vorba tot despre un sondaj exit poll, dar valabil pentru ora 22. Până atunci, rapid, mergem la PSD. Ne așteaptă colegii noștri care vor vorbi cu Marcel Ciolacu, președintele partidului. Vă rog. Am văzut până acum rezultatul, cel puțin prima parte, primele rezultate, și ar fi o întrebare care a rămas fără răspuns: primăria Capitalei. Ce s-a întâmplat în aici? În primul rând n-am văzut rezultate. Am văzut niște exit-poll-uri. Exact. Care ne arată că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile în ceea ce privește votul politic. Am câștigat, se pare, cele mai multe consilii județene, în plus chiar față de anul 2020. Iar bucureștenii au hotărât să-i dea o nouă șansă domnului Nicușor Dan. Este un eșec pentru PSD? Este. Chiar dacă ați văzut prin alianța electorală PSD-PNL, avem cu 5 în față. Cred că un eșec este, de exemplu, să ai un vot politic de 10%, o alianță de dreapta. Aia consider un eșec. Să ai 38% un vot politic, Partidul Social Democrat, nu consideră un eșec. Dar, chiar dacă am făcut o alianță, cele două partide nu sunt un partid stat care trebuie să câștige tot. În România există democrație. Chiar bucureștenii ne-au confirmat acest lucru. Au hotărât ca domnul Nicușor Dan să-și continue mandatul. E, domnule Ciolacu, o primărie de unită, știm foarte bine, și dacă adunăm, am adunat, pe exemplu, cum spuneți dumneavoastră, dacă adunăm procentele Gabriela Firea și Sebastian Burduja, tot nu ajungeți la Nicușor Dan. Deci cumva ați greșit la nivelul partidelor cu alegerile? Nu, eu mi-aș fi dorit să adun voturile de stânga care au fost la doamna Gabriela Firea și la domnul Piedone. Și atunci doamna Gabriela Firea ar fi câștigat alegerile. Pe exit poll deocamdată nu, că diferența e de 20 port, și ceva pe de procent. Pe exit poll, veți vedea că se modifică această diferență. Ați greșit cu numele Gabriela Firea? Asta aș vrea să vă întreb. Nu. Trecem de ideea. Este o decizie luată împreună cu colegii mei, împreună cu colegii din București, și știți contextul. Cred că am greșit, trebuie să recunosc, în cadrul coaliției, unde a durat mult prea mult să luăm o decizie în ceea ce privește candidatul. Se pare că totuși eu am avut dreptate, candidatul comun ar fi avut mult mai multe șanse și s-a văzut votul politic de la europarlamentare, dar este un lucru depășit în acest moment. Ar fi trebuit să mergeți mai departe cu domnul Cârstoiu, că spuneți că un candidat comun ar fi avut mai multe șanse. Poate nu am găsit. Ar fi trebuit să mergem cu o persoană din interiorul partidului comun. Deci PNL, liberalii n-au fost convinși să susțină un social-democrat pentru această primărie. Nu am spus lucrul acesta. În final, avem un primar general și asta înseamnă democrație și asta înseamnă alegeri. Ce am văzut noi în această seară? Gabriela Firea a venit, a stat aici, cred că o oră, foarte târziu am stat împreună. Dar e normal să vină mai târziu, pentru că a avut stafful de campanie la Băneasa. Dar a și plecat după aia de lângă dumneavoastră. S-a dus alături de colegi. Nu știu, sesizez eu vreo ruptură, doar mi se pare mie așa că e o dar mare supărare acolo. Eu înțeleg. Sau că eu înțeleg că trebuie să găsim o explicație. Doamna Gabriela Firea, încă așa să facem politic, a stat alături de echipa dânsei la Băneasa. După ce am ieșit împreună și mi s-a părut foarte corect să vină la sediu alături de colegi, și când câștigi și când pierzi, pe urmă doamna Gabriela Firea a spus, mi se pare corect să mă întorc alături de colegii mei care au muncit, care întreaga echipa dânsă este la Băneasa. Fiindcă așa ne-am împărțit sedii. Nu e nimic, nici supărare, nici certuri, nici... E oarecare supărare trebuie să fie, că a pierdut, mă gândesc. Este categoric. Și pentru mine e o supărare. Și normal, și pentru colegii mei. M-aș uita la aceste procente, chiar dacă sunt în momentul de față doar de exit poll, la alegerile europarlamentare. În acest moment pare că aveți peste 50% împreună cu Partidul Național Liberal. Înseamnă că avem un guvern legitim în acest Mergeți moment. Mergeți mai departe în tandem și la următoarele alegeri, pentru că spuneați că luați o decizie după acest scor. Eu voi merge în cadrul coaliției cu acest vot a românilor. Același vot cred că vor veni și cei de la Partidul Național Liberal. Nu, aici avem... votul este comun la europarlamentare, pare. Da, dar vedem ponderile, fiindcă vezi ponderile din votul politic. Și totuși Partidul Social Democrat are în acest moment aproape 10% mai mult decât Partidul Național Liberal. Deci ponderea în acest vot comun a Partidului Social Democrat a fost mai mare. Corect. În acest context. În acest context. Mai pe masă o candidatură comună la prezidențiale. În acest context,
avem un vot al românilor care a legitimat această coaliție cu un scor de peste 50%. Din punctul meu de vedere, este o discuție de luat în seamă. Dar, fiindcă noi am avut o coaliție de guvernare, am avut pe urmă o alianță electorală, dacă ea se transformă într-o alianță politică sau nu. Ceea ce ar însemna un candidat comun pentru funcția de președinte și liste comune la Parlament din decembrie. Acum puțin timp la Digi24, Nicolae Ciucă spunea că ei vor merge, liberalii vor merge singuri în alegerile prezidențiale. Merg cu acest deziderat totuși de ceva timp până acum. Credeți că scorul acesta îi convinge să susțină un candidat? Nu l-am ascultat pe domnul Ciucă și nu vreau. Nu e prima oară. Eu m-ați întrebat părerea mea și v-am spus-o cât se poate de corect. Nu cereți să vă spun părerea lui domnul Ciucă. Nu, doar ca idee. Părerea lui domnul Ciucă, sunt ferm convins că l-ați avut în direct și l-ați întrebat. Care o să fie atul dumneavoastră acum în a-l convinge? Pentru că votul dinainte România spunea că vrea nu există în politică altă atul. Politica se face pe voturi. Votul românilor spune dacă e corectă direcția sau nu e corectă. Decizia aparține politicienilor. Și am văzut că decizia de la București n-a fost una tocmai bună. În aceste cifre mai este un lucru important pe care trebuie să-l privim. AUR este cel puțin până acum pe locul al doilea și la europarlamentare, pe locul 3 la europarlamentare este pe locul al doilea după alianța PSD-PNL. Am putea să vedem din iarnă, după alegeri, că ajunge în guvern, îi bezda această... Partidul Social Democrat în acest moment cu certitudine, pentru că sunt decidentul împreună cu colegii mei la Partidul Social Democrat, nu vom face o alianță cu AUR. Indiferent de scorul pe care îl va obține mai departe la alegerile parlamentare? Indiferent dacă acest lucru ar duce ca Partidul Social Democrat să fie în opoziție. După septembrie sau decembrie? Ca să fiu cât se poate de clar. După decembrie mai vedeți o colaborare cu Partidul Național Liberal? Pentru că eu știu că vorbim cu de certitudine, prezențiale. Cu certitudine întâi trebuie să vedem rezultatele din toate județele. Și cred că asta e ce vă rog foarte mult. Să prin astăzi mai fac un apel încă o dată la colegii mei, mai ales cei din București și mai ales din sectorul 1 și 2, să stea toată lumea foarte vigilentă în secțiile de votare. După ce se termină, că nu s-a terminat votul, nu s-au terminat rezultatele votului. După ce se termină rezultatele, sunt fel convins că o să avem o coaliție de guvernare unde vom sta de vorbă. Domnule Ciolacu, de foarte multe ori în interviurile dinainte acestor alegeri, doamna Firea a punctat un lucru important, că vă va susține la alegerile prezidențiale. Veți accepta această provocare din partea partidului să candidați la prezidențiale? Cum vreți să o iau? De la început spre coadă sau de la coadă spre unde spre vreți început? Să răspunsul să fie pentru toată întrebarea? Primul lucru este să avem rezultatele din această noapte. Stau de vorbă cu colegii mei, stăm de vorbă în coaliție și pe urmă să luăm decizii. Momentan avem un lucru foarte important. Mă uitam ce se întâmplă în Franța. Ați văzut cine a câștigat alegerile și faptul că președintele Macron se gândește la alegeri anticipate, pentru că după acest vot consideră că actualul guvern nu mai este legitim. Ați văzut ce s-a întâmplat în Austria, unde extrema dreapta a câștigat alegerile. În România, românii au hotărât ca această coaliție să continue de guvernare. Ceea ce este un pas imens. Restul, ce avem de discutat, speculații, vreau să vă faceți meseria. Noi încercăm și noi să ne facem. Cel puțin sunt acum, dacă rămâne data aceea, pentru că a fost... septembrie. Nu este încă dată o hotărâre de guvern, se mai poate schimba. Nu cred. Deci nu aveți de gând să mai modificați data prezidențială, nu? Schimbăm alegerile în funcție de interese politice. Și pentru că spuneți că aveți legitimitate acum, continui cu ideea Emei, există legitimitate din partea poporului. Spuneți că ar fi cazul să mergeți cu un candidat comun la prezidențiale. Îi spuneți doar candidat comun fără să spuneți și numele? Adică nu spuneți, Marcel Ciolacu, eu Marcel Ciolacu aș vrea să fiu cel care reprezintă această chiar dacă coaliție pentru prezidențiale. Chiar dacă întreaga decizie ar fi fost la mine, tot nu v-aș fi spus. Fiindcă eu nu mă pot autopropune. Partidul deja prin multe voci vă propune, domnule Ciolacu, știți? Nu. Adică doar cei cu care am vorbit noi, așa vă zic, la suprafață. Clar, Marcel Ciolacu e singurul nume care iese în momentul acesta din joc. Așa s-a întâmplat de 4 ori până acum și am pierdut de 4 ori alegeri.
Lăsați-mă să iau decizia după ce nu am vreți să candidați pentru că vă e frică că ulterior veți pierde și partidul? Dar de ce să-mi fie teamă? Ce mi se întâmplă? Știți ceva? Foarte bine ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei recente cu președinții Partidului Social Democrat în momentul în care au pierdut alegerile. Și-au făcut partidul. Eu am anunțat că nu fac partid, așa că nu e o teamă. Asta nu vă garantează că puteți să-l mai conduceți mai departe pe acesta dacă pierdeți alegerile prezidențiale? Nu, categoric nu. Deci în momentul în care pierzi un rând de alegeri, în momentul acela faci un pas în lateral. Așa e corect în politică. Vom vedea. Și în, pe acest scenariu exclus, Nicolae Ciucă, și de acolo, iarăși, din membrii de partid, reiese tot Nicolae Ciucă, candidatul la prezidențiale. N-ați vrea, tocmai mi-au dat colegii mei o veste bună că am câștigat municipiul de la Suceava. Haideți să terminăm totuși alegerile din seara aceasta și avem timp oricum de mâine. Tot această discuție va fi. Aceste prime alegeri au fost exact deschiderea și perspectiva pentru următoarele. Chiar credeți-mă că nu este luată nicio decizie. Nu, dar dumneavoastră l-ați susține pe Nicolae Ciucă, pentru că ei zic că merg singur. Dumneavoastră spuneți că PSD ar vrea să mergă în această ecuație. Să știți că ecuație, până și în politică există logică. Păi eu pe logică dai acum. Logică ar fi, totuși, partidul care a câștigat alegerile să propună președinte. Așa e logic. În rest, poate să fie orice altceva. Deci mi-ați răspuns indirect, nu susțineți pe Nicolae Ciucă. Cam înțeles, traduc eu. Nu. În acest moment, Partidul Social Democrat a câștigat alegeri. Toate aceste sondaje, că până acum spuneați că nu credeți în sondaje, dar știm că pe Gabriela Firea prima oară n-ați ales-o tocmai când sondaje nu stătea bine. Acum, considerați că sondajele de până acum au avut dreptate tocmai în cazul unui candidat comun la primăria capitală, în cazul la prezidențiale? Unele da, altele nu. Deciziile politice, dacă le iei numai după sondaje, face o mare greșeală. Da. Și n-am avut nicio reținere să o spun. Nu știu dacă și colegii mei de la Partidul Național Liberal, colegii de coaliție de guvernare, au spus părerea mea că a durat mult prea mult decizia și s-au creat mult prea multe speculații. A fost o indecizie politică la un moment dat care a avut costuri. Toate aceste răspunsuri vor rămâne acum, dar va rămâne în continuare dilema. Ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale? Foarte scurt, eu vreau să vă întreb un singur lucru. Acum vor decide românii cine președinte. Trebuie să aibă o listă înainte. Da. După locale, s-a discutat despre faptul că urmează niște schimbări în guvern. Acum profit de cealaltă funcție dumneavoastră, de cealaltă. N-am luat o decizie, n-am avut o discuție. E cazul să plece cineva... Dar ați văzut totuși că după 30 și de ani, e pentru prima oară, când au fost niște alegeri, totuși în teritoriul la baionetă între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, chiar și în București. Domnul Burduja o ataca mereu pe doamna Firea. Nu știu la ce i-a folosit, că se apropie de 10%. Dar ați văzut, guvernul României a stat total deoparte de toată lupta politică. Cred că acest lucru este cel mai mare beneficiu al maturității și al acestei coaliții de guvernare. Să-i reproșați domnul Burduja că a atacat în campanie? Nu, am reproșat. O să-i reproșați? Nu, am constatat, ca și dumneavoastră. Au fost primele răspunsuri de aici de la Partidul Social Democrat. Vom reveni și orele viitoare cu siguranță. Cosmin, Lili. Mulțumim. În așteptarea cifrelor exit poll valabile pentru sfârșitul zilei de votare, adică pentru ora 22, pentru că vă reamintim, discutăm, comentăm pe marginea celor valabile pentru ora 20 și 30 de minute. Avem cifre noi referitoare la sectoare. Cifre noi referitoare la sectoare o să le vedeți după o scurtă pauză, pentru că sunt lucruri, scoruri care vor reașeza puterea din interiorul partidelor. O să vedeți imediat, sunt câțiva dintre primari cu un scor din primarii de sector, cu un scor absolut spectaculos, Cosmin. Despre ce se întâmplă la sectoarele 3, 4, 5 și 6, în condițiile în care la sectoarele 1 și 2 e egalitate perfectă între candidații de la USR la sectorul 1 și PNL, dintre candidatul USR și candidatul PSD la sectorul al doilea. Deci ce se întâmplă la sectoarele 3, 4, 5 și 6? După pauză, rămâneți cu noi!